Dorinel pierde teren cu Oțelul în Liga a doua. La Timișoara a ieșit scandal în derbiul vestului. Oțelul a rămas în 10 și a pierdut din penalti. Slobozia a urcat pe locul 2, la un punct de Steaua Armatei. Poli Timișoara a ajuns pe ultimul loc după ce a pierdut derbiul cu Ripensia. Singurul gol a venit în prelungiri. Jucătorii lui Poli s-au acuzat între ei și au intrat în gura fanilor. Se întâmplă, nu suntem la fotbal, nu e club de maici. Jucătorii se mai înjură. Grozav a dus-o pe Poli Iași cu trenul la meciul cu Dumbrăvița. Moldovenii au făcut 18 ore pe drum și au câștigat cu 3-0. Una e să vii cu trenul, să stai puțin întins, să te mai miști prin tren, și altceva e să stai în autocar.